Am apărut prin 1986, era și explozia de la Cernobâl. Tata avea un prieten și a filmat prima zi de școală. La un moment dat mă întreabă, tu ce vrei să te faci, Vladus, când ai scris Am zis că eu vreau să mă fac actor și prezentator TV. Îmi plăcea să mă uit la televizor, să văd vedetele, să le admir, să mă joc eu cu jucăriile prin casă, îmi puneam verișorii, prietenii, părinții, să se uite la spectacol și eu cu cârpe îmi făceam tot felul de personaje. M-am îndreptat către Liceul Național de Artă Octav Băncilă, la secția de actorie. Am început să-mi fac primele mele evenimente, spectacole, tot felul de activități și de entertainment, dar jucam cu roluri secundare sau figurație la Teatru Național din Iași. Am jucat în Apus de Soare, am jucat în Pergunt, Adrian Păduraru, din Declarație de Dragoste, era rolul principal, spectacole lui Ion Sabdaru, care este și actor de filme și îl cunoașteți, și cu regretatul Teo Corban. Am crescut cu ei, noi eram generația care creșteam văzându-i pe ei și respectându-i. Asta a fost foarte frumos, știi? Salutare cinefan, bun găsit la Cinefan Podcast într-o seară de vineri de la Muzeul Recordurilor Românești, acolo unde avem studioul ăsta minunat pe care l-a făcut Ana Gabriela Lemnaru și mulțumim iarăși pe calea asta de cât ori ocazia. Salutare Emanuel. Salut Cristi. Astăzi avem un invitat care vine de la Iași, nu? De data asta a mers mai departe. Un invitat tânăr care, despre care am mai vorbit la Cinefan Podcast da. cu, atunci când a fost Denis Hanganu invitat. A și apărut, a avut un cameo a în acele Si apărut și o să las evident pe Emanuel să vă spună mai multe. Da, prea multe nu am găsit despre el pentru că nu a făcut așa multe filme, dar a făcut televiziune și a făcut seriale foarte multe pentru copii, foarte de succes am putea online. spune Online. Da, au ajuns și la cinema cu un film de lungmetraj, au ajuns la cinema cu al doilea film de lungmetraj despre care o să vorbim astăzi, se bineînțeles. Se pregătesc de lansarea lui, da. Exact, se pregătesc de lansarea lui, un film interesant. De, de lansarea un... lui în România, de pentru lansarea... că s-a mai lansat undeva, <laughs> exact. dar o să vă spunem mai încolo unde. Un om foarte agitat, văd că are foarte multă energie și sper că în următoarea perioadă aici la Cinefan, o oră, o oră jumate, să o consumăm și să-l stoarcem de forțe, <laughs> să ne spună <laughs> cât mai multe despre buc. viața lui. Bun venit, Vlad Corneliu Baba! Ce-ați spus pe sub masă? Că mă ține, <laughs> mă ține scaunul ăsta. Salut, Cristi, salut, Emi. Mulțumesc mult de invitație. O bucurie și o onoare pentru că faceți lucruri foarte frumoase cu podcastul vostru. De la Iași direct ai da, venit la București. Da, celor șapte coline de acolo. Așa. Din inima Moldovei. A, bun. Am, am șapte coline, rafi. șase umbre. Da. Aveți tot felul de titluri de-astea așa șase... mai deosebite. Da. Da. M-am reîntors în București pentru că eu am făcut și un masterat aici. Am, am avut un moment când... Păi așa, cu început. Da de, da, unde, da, de unde ai apărut? Da. Băi, am apărut prin 1986. Era și explozia de la Cernobâl. Au fost prin decembrie ai fost? Din decembrie, nu? da. Chiar vorbeam cu. Nu că că cred că a apucat că, da, să te afecteze. Da, da e de analizat. <laughs> <laughs> și pe la șapte ani pe vremea aceea, deci vorbim de 93-94, era greu cu cameramani, cu evenimente, tata avea un prieten, domnul Vartolomei, mi-l aduc aminte și acum, nu mai știu ce mai face și dacă mai e cameraman, dacă e la pensie, dragul de el, și a filmat când am plinit eu șase ani și după aia prima zi de școală, cu cameră din aia mare, de pe vremuri, Loredana Popovici, Colega mea, vecina mea, încă mai folosește o cameră din aia mare, e cameraman pe la Antena 3, 3 să știți pe Loredana, e din Iași și e cameraman cunoscut în antene. Așa, și apropo de cameră din aia mare, că mi-aduc și acum aminte că era mai grea decât domnul Vartolomeu, la un moment dat mă întreabă, la, în prima zi de școală, tu ce vrei să te faci, la când ai scris mare? E pe casetă, deci o am. Și atunci am zis că eu vreau să mă fac actor și prezentator TV. Dar Pentru de unde... veni eu... Îți venise ție la vârsta plăcea să mă uit la televizor, să văd vedetele, să le admir, să mă joc eu cu jucăriile prin casă, îmi puneam verișorii, prietenii, părinții, să stea obligat, forțat jos pe niște scaune, să se uite la spectacol și eu cu cârpe îmi făceam tot felul de personaje. Făceai și cu, piese și cu, de teatru și cu, de mic. Da, da, și cu jucării, da, și făceam, vorbeam singur, prin casă că eram singur la părinți. Da. Te plictiseai, aici ce să faci? Da, Deja de, de, de atunci, de la da, vârsta aia, creai o lume, erai un cream creator. O, o... o lume, da, și uh, apoi. Uh, m-am -am îndreptat către colegiul, de fapt nu era colegiul pe vremea aceea era Liceul Național de Artă Octav Băncilă, uh -huh. la secția de actorie și am dat în clasa noua era această secție de teatru am pregătit examenul cu doamna profesoară de limba română <laughs> cum era celebru, știi, uh, trebuia să spui câteva poezii, aveai un repertoriu dar eram la început, era în clasa 7-8 și după aia ca să trec într-a nouă, uh -huh. am intrat coleg acolo cu actori foarte buni din Iași, care au rămas și, uite, sunt actori la Teatrul Național, la Ateneul Național din Iași, Codrin Dănilă, mulți, faini, Olimpia Melinte, care Olimpia fiind cu un an mai mare ca mine, ca generație, dar avea doar doi băieți în clasă, Vlad Volf și Alexandru în amândoi unul este pe la Galați, celălalt s-a mutat în București de mult timp, a făcut regie în București, are acum afaceri de familie, mă refer la Alex, uh -huh. ei fiind doar doi băieți în clasă, pe mine mă împrumutau de la cealaltă clasă <laughs> și tot timpul eram al treilea băiat și timp de trei ani ai lor, pentru că erau clasa 10, a 11, a 12 la ei și automat a 9, a 10 și a 11 la mine, eu eram cel care jucam și la clasa mea și la generația cealaltă. Că Jucai aveau la nevoie, două capete. Da, la două capete, că aveau nevoie de, de, de încă un băiat în clasă. Aveau energie de consumat. Văd. Da, și părinții cum s-au împăcat cu ideea asta că tu vrei să te faci actor? E povestea aceea cu generația cu cheia la gât. Voi o știți foarte bine și părinții mei, în anii 2000-2001, au plecat în străinătate, au plecat în Cipru, vreo 15 ani, au rămas cu bunicii și mi-am urmat visul. Mulțumesc lui Dumnezeu, na, prin MoneyGram sau nu știu ce era, atunci ne trimitea bani lunar de. tu, chiar dacă, nu știu, ei câștigau, nu câștigau foarte multă străinătate la vremea aceea, dar oricum eram multă. Față, da, față de iași și față de ce se mai întâmpla în Iași și în toate orașele, m-am descurcat. Am început să-mi fac primele mele evenimente, spectacole, tot felul de activități și de entertainment, dar jucam cu roluri secundare sau figurație la Teatrul Național din Iași. Mi-aduc aminte cu mare actorie Iașului de la acea vreme, de la care am învățat foarte mult. Am fost la Teatrul uh -huh. Național în colaborare de când eram elev. La liceul de artă, și am prins generația cu Petrică Ciubotaru, generația cu Sergiu Tudose, cu Florin Mircea, niște actori emblematici din ea. Am jucat în Apus de Soare, am jucat în Perghint, în Perghint Adrian Păduraru din declarație de dragoste era rolul principal. Am jucat în multe spectacole, spectacole lui Ion Sabdaru, care este și actor de filme și îl cunoașteți. Ieșean. Nu chiar Ieșean, el e venit de fapt din Republica Moldova, a făcut facultatea la Moscova și s-a stabilit și cu regretatul și bunul nostru prieten, drag Teo Corban. Dar am crescut cu ei, noi eram generația care creșteam văzându-i pe ei și respectându-i. Și asta a fost foarte frumos, știi? La liceu a fost experiența frumoasă, m-am convins că trebuie să fac asta mai târziu. Am crezut eu că asta trebuie să fac și m-am pregătit pentru facultate. M-am pregătit pentru facultate, chiar i-am cerut ajutorul unei actrițe foarte bune din ea, și Tatiana Ionesei, și m-am pregătit. Ea terminase la Mureș și îmi spunea de facultatea de teatru de la Mureș. Ce faină e! Hai la Mureș! Dar de ce nu București? Da, mă rog, Mureș. M am dus la Mureș, am dat la facultate, m-au plăcut foarte mult. Am intrat primul sau al doilea, chiar m-au plăcut cu energia mea. Au zis, ba, de tine avem nevoie. Așa. Și la Mureș, în acea perioadă, era un fel de workshop-uri, înainte cât să mai fac și astăzi, mm. dar atunci erau întâlniri cu vreo două luni, am stat într un fel de cantonamente din astea să ne pregătim de facultate și ne-am împrietenit cu cei care dădeau la facultate acolo, printre care prietenul meu și de cameră și de nu știu, de seriile de după în care stăteam la povești. A fost un băiat din Reșița, așa plin foarte ca un leuț așa cu părul creț, foarte liniștit. Eu mă completez cu ăștia liniștiți, eu fiind agitat, eu nu ți vișan. Mm -hmm. Aha, bun. N-a luat la Mureș. mă, n-a luat. Eu plângeam. Hai, mă, Vișane, cum nu ești aici cu mine? Eu îl vroiam acolo, el n-a luat, eu am luat. Hai să dea și la, să dea la București. Hai, mă, baba, lămâiță, îmi spunea. Ne spuneam amândoi lămâiță. Hai, mă, lămâiță la București, să dăm la București. Du-te, mă, cum să dau la București? Că București urma să fie în același timp cu Iași. Păi dacă dau la București, mai dau la Iași. Dar am pe bunica, bunicul, care m-au crescut, m-au iubit. Nu pot eu să-i las ca să dau la București. Fraiere, hai la București. S-a dus la București, el a dat, a luat. A început o poveste frumoasă în cariera da, lui, da. doar știți, actor la ploiești, mm -hmm. acum e actor la Teatru Mic, cred. Mm -hmm. Așa, eu am dat la Iași, am intrat la Iași și am intrat și la Iași și la Mureș. Alege Baba. Iași. Adică da, l-a ajutat pe bunicul meu, care bunicul meu a fost exemplul meu, mentorul meu, prietenul meu, în copilărie, uite, poate și de acolo, poate nu-i de la șapte ani, dar deja nu pot da seama, pentru că era mult mai mic. Bunicul meu a stat în curte, erau, curt, erau curțile alea naționalizate, dacă și știți comune, vă, este comune la comun. cu familia Sergiu Tudose, cu familia, tatăl domnului Sergiu Tudose și cu tatăl domnului Constantin Popa. Costică Popa, iarăși un actor foarte celebru în Iași, coleg cu Petrica Ciubotaru, cu Dem -Rădulescu. Și profesor la universitate și mi-am dat seama că bunicul meu avea așa, cum să spun eu, veleită și tot timpul admira oamenii din cultură, din artă, lucrând cu o funcție pe la CFR. CFR-ul de pe vremurile, lucrai la da, CFR, erau, de pe vremure, era de la șmecheri. da. Era șmecherii. Așa. Și atunci, cumva, hai să rămân la Iași. Avem tot felul de povești de la oameni care ne-au trecut pragul și ne-au povestit despre cum e unea ATC-ul în București, cum e facultatea de teatru și film. Cum a fost la Iași pentru tine? Ce te-a te învățat facultatea da, uite, facultatea din Iași a fost o experiență interesantă pentru că generația mea n-a fost foarte unită. Au fost tot felul de conflicte interne. M-am învățat că trebuie să lupți mereu pentru, pentru tine, pentru a face performanță. La un moment dat am luat-o pe drumul meu din cauza unor conflicte interne, inclusiv între profesori în, generale, în generația mea atunci, dar și între elevi. Erau invidie. Mi-aduc aminte că îmi luasem o mașină, dar eu începusem partea de entertainment cu firma mea de companie, cu compania mea prin 2009, cred, și atunci mi-am strâns eu bani și m-au mai ajutat părinții mei, nu știu, cu un 30% din sumă, adică puțin. Și mi-am luat o mașină, era o mașină nouă a doua zi, am găsit-o în curtea facultății toată zgâriată. Portarul care ai a mi-a și zis cine? Un coleg de-a meu. Adică chestii din astea care... Și a, a, le aflasem de la portar. Uite, chiar portarul de la facultatea de artă care era cele... Dacă ne spui și numele lui, deja nu cred. <laughs> da, nu, nu, nu cred vă S-au spus atâtea Cred că vei, vei dobru recordul a numelor nu menționate în primele, nu știu, 10 minute da. de, de emisiune. Am văzut o postare Contează, că... cred, foarte mult asta, pentru că te-au influențat foarte mulți oameni. Așa a fost viața, na. M îmi, propun pe la 60 de ani să scriu. Am ce scrie. Dacă mai ții minte. Da, dacă mai ții minte. Uite, o să mai pot podcastul ăsta mai aici, jumate da, din povești. Mai... Acum, nu știu, ăștia care vorbesc mult și să agitați ca mine pe la 60 de ani, mai țin minte? Sau... Nu știu. Ce să zic, noroc. Zi, Trebuie să dai multe interviuri ca să poți să te da. uiți după aia, de urmă. Dar a fost o experiență până la urmă frumoasă în facultate, că am și învățat de la niște oameni faini. am învățat în primul rând cum să mă dezvolt profesional și în cariera de nu știu, de business management de la Petre Ionescu Caibulea, doamna Mihaela Arsenescu-Werner era foarte mult pe partea de actorie, o actriță extrem de respectată în Iași și am învățat ce înseamnă perseverența de la domnia sa, s-a terminat facultatea și uh, m-am gândit să fac un masterat iar am făcut, bineînțeles, nu un masterat, două, în același timp. Da? În același timp. Măcar părerea de pe amândouă. Da, unul la Iași, mai da, departe, da, către da. Artele spectacolului, celălalt la București, să vin la București, a, la Lămâița acolo, la prietenii mei, la Alexa Vădanie, la băieți, vin și eu, hai! A apărut și București. A apărut pe, și București. Pe hartă. Da. Intră la București fiind masterat în același timp examenul am dat la Iași, n-am dat la UNATC uh -huh. și m-am dus, era un proiect Universitatea Media cu Hiperion făcuse uh -huh. ei ceva, mixat uh -huh. pentru că era și teatru și televiziune se băgase și moderarea și, program, și prezentarea programelor TV la Hiperion, uh -huh. dar cumva veneau profesori la Universitatea Media Pro, a fost ceva în acel an, bun și am ajuns am dat la facultate la Hiperion am dat pe actorie și am început primul an acolo, Alex Bogdan, că a fost coleg cu mine de, de generație la master, așa ca să mai dăm un nume așa din da, da, lumea. Da, da. Bine, ai și fost aici la A podcast, fost da. și Olimpia Melinte. Olimpia Melinte, da. Melinte, da, da. Cu Olimpia Melinte la finalul facultății, uite că am trecut la master, dar am uitat să zic, am făcut un spectacol fain de Igor Bauer-Sima, uh, Norway Today, Norvegia. Cred că ne-a povestit despre el, da. Da, și cu piesa asta am fost pe la Galele Hop la Uniter. Uh -huh. A fost o perioadă frumoasă, mai întâi cu Olimpia Melinte, după aia Olimpia a plecat spre București și a venit Ramona Părpăliță, dar eu am jucat cu amândouă, și cu Olimpia și cu Ramona. Eu eram personajul masculin, evident, el <laughs> era celălalt personaj. Deci nu, <laughs> nu, da, nu era tradițional, nu posibil. nu era nicio treabă. Da. <laughs> și uh, când am dat la facultate, am intrat la secția de actorie și am zis că hai să fac, voi face asta. Doar că mi-am dat seama, băi, dar totuși eu sunt la artele spectacolului la Iași, Artele spectacolului la București, două masterate, măcar același ceva. profil, măcar altceva. Cunoscându-l la un curs de deontologie a limbajului, mi-aduc aminte și acum, Dumnezeu să-l odihnească, omul ăsta m-a marcat. E vorba de Dumitru Titus Popa, a fost director la televiziunea română în anii, da. anii 94-96, director general, hmm. și era o enciclopedie, avea ce să ne povestească, m m-a făcut să-mi dau seama că în povestea de la 6-7 ani de pe casetă eram vreau să fiu actor și prezentator TV. Bun, sunt la două masterate, unul la Iași și unul la București. La Iași sunt actor, la București prezentator, <gură> TV. <sunt> prezentator. TV. <gură> și m-am mutat, am cerut transferul, doamna de la secretariat foarte drăguță, foarte amabilă, mi-a făcut transferul, m-am transferat la cealaltă clasă. Ioan Cărmăzan, da. La cealaltă era și Eusebiu Ștefănescu Deci noi când ne gândim la Eusebiu Ștefănescu Eusebiu cu Dumitru Titus Popa Toți au decedat din 2 în 2 ani 2011, 2013, 2015 Și îmi dau seama că până la urmă Am avut un privilegiu că i-am cunoscut Pentru că erau oameni de la care chiar am avut ce să învăț Și uh, Am făcut program, uh, Programul respectiv da, Producerea și prezentarea Programelor TV, mie îmi plăcea să vorbesc Era perfect în paralel se deschisese un post la TVR Iași, de prezentator de matinal. Eu făcând master la București, cu gândul că rămân la București. A, mă întorc acasă, Ia, te plăteam, Iași plăteam chirii aici, aveam două colegi, ele stăteau într-o cameră, eu stăteam într-o altă cameră, dar eu nu veneam niciodată. Bucuroase astea, că se împărțea chiria la trei, dar eu nu veneam. Ai eu să zici ca bunică într-o casă comună. Am dormit ca bunicul numai în tren. Da. Deci, doi ani, numai, pe cuvânt, din două în două săptămâni, eu mă cunoșteau toți nașii, dar nu de la bunicul, mă cunoșteau pe mine de acum. Aveam un laptop din ăla cu cablu, cum erau primele laptopuri, dar na, aveam, aveam filmele mele la care mă uitam noapte. Știam, era un itinerar și uh, m-am întors, făceam masterul la Iași. Da, cumva încurajat că eu în lucrarea mea de dizertație voi scrie despre, uh, despre emisiunea pe care am creat-o Zâmbește din plin cu Vlad și Codrin matinalul de la TVR Iași care mm. revoluționa TVR Iași de ce zic asta? Pentru că până atunci TVR Iași era un post, o stație conservatoare. Noi am venit cu fresh cu dimineața, zâmbește, mai fă o glumă, mai ești din tipare. Ne vedeau domnul Vasile Arhire, doamna Carmen Olaru care a scris multe piese pentru holograf, dacă ați auzit de Carmen Olaru, mă rog, și o... Măcar de holograf. De o producătoare de televiziune foarte faină, își puneau mâinile în cap, ne puneau în ședință, bă, băieți, dar nu e așa, stai... Mai călcați frâna. exact. Bogdan Alexandru era colegul meu pe la TV Riaș, care acum prezintă știrile pe la Antena 1. Mă rog, a fost o experiență frumoasă, dar nu eram în București, eram bala Iași, bala București, <laughs> nu înțelegeam nimic, fugeam peste tot. Am terminat eu, nu, primul an de master, în al doilea an de master, păi să fac practică. Am făcut în primul an de master practică, deci începusem emisiunea asta la TVR Iași și făceam practică la TVR 1 la București, întorcându-mă la master, la Generația Contra. Era mm. o emisiune, pe, eram prezentator la Generația Contra. Cine mai era ca mine? Prezentam la TVR 1 București, România, TVR Iași. Da, da, păi Pro era cu generația Pro și trebuia să existe da, generația da, Contra. Așa. Și am terminat practica acolo. La un moment dat a venit o doamnă profesoară care era de pe la antenă în momentul ăla. Era producătoare de emisiuni pe la antenă. Și mi-a zis, bă, dar nu vrei să vii tu și cu actorie la Iași? Aici am moderat programul TV. Hai, practică la antenă. Dar ce să fac eu practic la antenă? Hai mă, mergi pe la uh, ei în uh, studiouri, vezi și vezi cum poți să intri tu la antenă să faci practic. Și îmi vine ideea, îmbinând televiziunea cu actoria. plasa de stele a lui Dan Negru actori. Și a început uh, Vlad Baba să își arate veleitățile astea și să joace în plasa de stere. Am jucat în vreo 14-15 farse. Le-am făcut farse Adriana Trandafir. Uh, uh, Ne-am aruncat de pe un bloc împreună cu Aleșina Femeia. Multe erau și pe bune. Multe erau trucate, multe erau pe bune. Dar erau și pe bune, multe din ele. Uh, mulți. Înfapt, care a fost cea mai ciudată? Cea sau mai, nu care... ciudată, cea mai faină, cea mai marcantă pentru mine a fost fa farsa cu Delia. Cred că și acum mai e pe YouTube, de prin 2010 Delia a luat plasă și eu eram un îndrăgostit nebun, ce mi-am adus prietena la un restaurant, să o cer de nevastă. Delia cu sora sa, care, uh, sora sa Oana, era complice, mm. era la altă masă mm. și acolo trebuia să-mi dea inelul pe care îl lăsasem lor și am înnebunit. Eu de fapt lucram peste drum la pașapoarte, eram polițist, am scos pistol, am împușcat pe acolo, asta să le șine. Stai acolo! Dacă scoți un cuvânt, jur că vă omor pe toți aici, băiat dracu! Vă rog să vă liniștiți! Tu de acolo! Vreau cum o să... Nu de acolo, ți a spus! Lăsați armă, băieții! Spune-mi pe toată! De ce v-ați lăsat Vă Spune! spune în momentul ăsta, spune Nu, spune tu în momentul ăsta ce s-a întâmplat, acum! Cum spui ce s-a întâmplat? Adevărul! Că eu n-am nicio vină! Să mă ierte! Să mă ierte în momentul ăsta, să mă ierte! spune hai! N-a văzut că e farsă, m-a bătut la final. Adică a fost, a fost cu năbădăi. Era o vremea când se făceau da, oferte da, de da, la nasoale. Exact. Andrei de la alb negru, mulți, mulți au fost. Tavi Colin, eram o gașcă de, de gay la Tavi Colin, arătam cu toții <laughs> sclipitor. Uh, dar a fost ceva ce nu v-a ieșit? Uh, au fost, a fost parcă la adică, Constantin. Da, da, da. da. S-au prins uh, da, 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 că în e, la, uh, e un cântăreț de muzică populară. Mă rog, de prin care. Ah, da, 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 da. Nu ne-a ieșit, s-a oprit. Aia n-a mers. Dar au fost multe. Da, aia cu Delia a fost în top 3 cele mai tari din istoria emisiunii plasa de stele, că a avut mulți ani emisiunea. Aia chiar a fost... Și faină. ai rămas cumva la antenă și -antena rămas cumva un la antena unui Iași, Iași pentru un că magazin având, dinical. da, făcând experiența asta, lăsând cumva Bucureștiul pentru că deja eram cu TVR-ul, după aia zic, bă, dar pot mai mult de atât. Și ce m-a influențat, cred, pe mine să las Bucureștiul pentru Iași s-a deschis cu mare tamtam -tam, surle și trâmbițe, Palace Mall. Un complex foarte frumos, în inima orașului Iași, da, cu Palatul Culturii lângă hmm. și eu m-am dus cu mult curaj, având experiența din Antena 1 București, ideea mea în totalitate susținută moral și atât, m-am dus, am prezentat la echipa de management s am zis, vreau să fac o emisiune la voi, de acee. duminică, la voi aici, uite, aduc vedete, să o numim ca motoul vostru, deschis la distracție, facem o emisiune în care aducem vedete, o facem magazin, filmăm în zona de atrium, care era foarte faină, cu gradene, noi nu aveam... Vedea toată lumea. Vedea toată lumea, nu aveam o locație mai faină și mai nouă ca asta, era în trend, au zis da, Antena 1 Iași a zis da, aveam deja un mix CV cu TVR, Iași TVR 1, cu Antena 1 București, plasa de Stele și am început emisiunea asta. L-am avut primul invitat atunci când totul era minunat și totul era normal, pe Mihai Tristariu. A fost frumos. A, a, -a am susținut, prins ironia, da. A, 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 da, dar da. da, vreau să zic că atunci chiar a fost fain. Deci mm. a fost un băiat fain. După aia Daniel Buzdugan, Dani Oțil, bineînțeles, botezat, mi a venit vedete de peste tot. Dar când spun de peste tot, Bine, Daniel Buzdugan un, tot din zona Daniel, Iași. Daniel Buzdugan din Iași. Mi-au venit Alexandru Arșinel și Stella Popescu. Cred că au fost emisiunea doar cu câteva luni înainte, ca doamna Stella. Să plece printre stele. Mi-au venit uh, foarte mulți actori. Am adus și actori de la ea, și adică am încercat să îmbin entertaining-ul, lumina utilul cu plăcutul. Utilul cu plăcutul. Dar, dacă tot m-am lăsat o cumva de bucurești, nu aveam stare. Și am zis că, bă, ce să fac, ce să mai fac? Hai să caut să nu las actoria chiar de tot. Chiar n-am lăsat-o, pentru că mai târziu am devenit actor inițiator al trupei de teatru a Ateneului național din Iași. Am fost printre primii actori ai trupei. Dar asta puțin mai târziu. Până mm. să se înființeze trupa, cred că cu doi ani înainte, trei, am început prin 2010 sau 2009-2010 când mă hotărâsem eu să mă las de București de un proiect într-un orășel de lângă graniță numit Huși. Mm. Acolo unde am intrat ca cu energia la mea hanganul, nu? la Casa de Cultură și le-am zis, mă Bă, băieți, vreau să facem o trupă de teatru. Ba, nu prea au crezut ei la început, dar m-au lăsat și am început să îmi pun amprenta, am intrat în școală am intrat în liceu, am început să-i conving. Hanganu ca hanganu, dar până la Denis am descoperit un băiat care mi-a dat arii pe acolo să cred în proiect și să merg mai departe, erau festivaluri dedicate copiilor, adolescenților, de amatori, dar la nivel național, în București, festivalul Aplauze, în Constanța, în Timișoara și copiii mei au luat locul întâi peste tot. Au câștigat în București, nu le venea să creadă, dintr-un orășel din Huși. În rolul principal a primului spectacol, cred că a fost o adaptare după Molier, Doctor Fără Voie, era Ionut Stoader. Toader, e acum actor la Teatrul Național din București, Toader care vrea să dea în armată, care îl plăcea pe Doru Octavian Dumitru, care făcea o mulțime de chestii faine, dar trebuia ghidat. Ei bine, el a fost ca strunit. Strunit, nu, nu, da, nu chiar ca strunilă. așa. A fost fratele meu mai mic din, din proiectul ăla, pentru că el ținea foarte bine trupa și cu el am creat trupa și generația aia de aur, Alexandru Giugaru, purta trupa și Casa de uh -huh. Cultură, numele mare lui Alexandru Giugaru și am început să fac uh, cursuri și o trupă de teatru acolo. Toader a terminat, l-am pregătit, a dat la Iași și București, a intrat la Iași și a intrat și la București. Dar te gândeai că o să sune cineva acolo la Casa de Cultură da. după nu, mă, aia a fost 10 ani sau cât au da, fi trecut da. de atunci fost te de un fost... Da, a fost o surpriză foarte plăcută. Și uh, Denis uh, a, era, să spunem, mezinul trupei, dar avea exemplu că Toader reușește și poate. Uh, ceea ce s-a și întâmplat și cred că v-a spus Denis în podcast, Toader chiar l-a susținut fiind acolo cu el zi de zi și la București. Dar uh, Denis tot așa a făcut pregătire cu mine, cu Toader a dat la Iași, a intrat la Iași, l-au rugat să rămână, dar a dat și la București, a ales Bucureștiul. Nu mai erau în același timp. Uite, eu am avut un, să-i spunem, ghinion. Erau efectiv în aceeași zi examenele, Iași și București pe vremea mea. Trebuia să alegi. După aia s-a mutat în toamnă, parcă, sau nu da, știu cum. Bravo. Da. Și uite, am avut doi copii care chiar au reușit din punctul meu de vedere. Dacă pot să formulez așa, elevul și-a depășit profesorul și elevii și-au depășit și profesorul, dar eu sunt foarte mândru. Și de Ionu Stoader, care e mai mult pe teatru, vă știți asta, Denis, care e mai mult pe film. Ai mai avut un copil pe care l-ai pregătit sau care ai lucrat, care a câștigat vocea României, din câte minte. Da. Am avut o fetiță, Vocea României Junior a fost, cred că, singura, singura ediție pentru copii, mm -hmm. pentru că rest era concursul mare și culmea ce mi-a plăcut este că Maia Mălâncuș a câștigat Vocea României Junior mai, adică mai mult prin atitudine decât pe muzică. Eu nu eram neapărat pe muzică, eu făceam actorie, că după emisiunile uh, de, de la Iași, de la Palace cu antena 1 Iași, ce m-am gândit eu la șase luni după ce am început emisiunile alea fantastice cu Trei Stariu și cu toată Gașca, hai să fac o școală de televiziune pentru copii la Iași. Privată, o școală unde copiii să se dezvolte mm. în lumea asta. Era prima, a fost un exemplu că făcuse, se mai făcuse una la București și am zis, hai să încercăm. Just smile. Da. Și acolo au fost, iar am avut o generație de aur în zona asta de viitori influențări. Mai am Mălâncuș, cu care nu, făc, nu făcusem eu partea vocală, făcusem partea de actorie, de atitudine și uh, mai era un băiat, Ianis Litscăneanu, care câștigase Nextaru lui Dan Negru, un băiat desen animat la vârsta respectivă, la șase anișori, <laughs> foarte fain. Maia câștigase vocea uh, României Junior. Uh, Celina Enea Acum joacă în filmele lui Iura Luncașu, a fost uh, odată dată pentru totdeauna și o actriță foarte bună care acum dă mai departe, este la liceu de artă și dă mai departe la teatru. Cezara Cristescu este un influencer și un vlogger cu milioane de urmăritori, unul din... Inf să ne dea și nouă share. rugăm, <coughs> Joacă prin filmele lui Shelley acum și fac mm. o mulțime de, de proiecte pe Cezara, chiar am avut-o la școala de televiziune de pe la 7-8 ani, azi având... 20. Dar ea chiar e uh, asumată spre influencerie. e în aia 10, unde e Shelly, unde e Dorian Popa, e și Cezara Top. Adică chiar s-a dus bine pe povestea asta. L-am avut pe un băiat ce uh, a colaborat cu noi și după aia a făcut actorie, dar totdeauna a colaborat cu noi și sper că am învățat, era și prietenul nostru, Mihai Ștefan. Acum e actor pe la teatru din Constanța și a fost nominalizat acum cu un film. Și am avut o generație foarte faină de, de copii care... Bine, David Popescu, Celina Enea, Denisa Tudos, Roni Fiterman, sunt copii cu care eu ulterior alesia cea Praga. Sunt vreo șase, trebuie să mă gândesc să nu omit vreo unul, că după aia mă sună. ai zis numele meu. Am făcut serialul șase. Dar când am făcut serialul șase... Că până să ajungem la film. Vreau să te întreb când ai ajuns la concluzia că și Iașul poate să fie o cetate, să zicem, a filmului, să înceapă și acolo producțiile, pentru că în general se făceau la București. Exact, da. Am să vă spun. Uh, Dar cu siguranță ne spui. Cum a fost? După emisiunea de la Iași, am zis că hai să încerc mai mult de atât, să fac deschis la distracție pentru toată România. Și m-am dus cu un proiect similar, păstrând numele că era al meu, încheiând un contract cu Antena unui Iași la Canal de România. Ce și te mutat din atriumul, așa, în fața molului. <laughs> în fața molului uh, era o grădină de vară foarte frumoasă, se vedea cu Palatul Culturii în spate. Uh, cred că mai sunt câteva traileruri uh, ale emisiunii pe, așa pe, pe YouTube. Se dădea în toată România pe canal de câte emisiuni la vremea respectivă se făceau la cheie în provincie și se dădeau pe un post național. Erau puține. Poate niciuna. Eu am avut aproape un an. Da. Și asta pentru mine a fost o bucurie. Colega mea de atunci, cu care eu am urmat în multe proiecte, Erika Moldovan, m-a ajutat. Monica Ropotă era și ea producătoare de emisiune, având istoric în spate în televiziune. Iubea Moldova. Și a venit să ne ajute și am făcut proiectul ăsta frumos. Ne-am dezvoltat cu Canal D. Am înțeles că putem să acaparăm, să mergem către toată România, dar, na, televiziunile știam și de la Danegru că nu mai sunt atât de în trend cum era odat. Simțeam, Deja, ușor, ușor simțeam, se muta simțeam totul. picajul. În online. Și asociatul meu și colegul meu de la acea vreme cu care făceam un festival Music for Kids, un festival celebru în grădinile Palace, cum era emisiunea filmată acolo în fața Palatului Culturii, făceam un festival de muzică, multe ediții, Cătălin Dascălu, el era producător muzical, descoperise o fetiță. Ce venea din Republica Moldova avea 8 ani, 7, foarte talentată. Celebra cântăreață. Actuala ce nu-i numele. Cântăreață, de ce să-i dăm E glumesc că până la și, până... și noi Minutul de Aur. Da. Uh, Iuliana Beregoi. Uh -huh. Și uh, Cătălin făcuse câteva piese foarte reușite, în trend, pentru nișa respectivă, da? cu Iuliana Beregoi. Și atunci ne-am așezat noi la o masă și zicem, băi, ce fain ar fi dacă fetița asta ar călca pe urmele lui Hanna Montana. Era hmm. în lume hmm. deja curentul cu filmele pentru copii de prin Mexic Bună comparație, Centina, da. da, bună da. Hanna paralelă. Montana, da. Aia... Um, Cântăreața și actrița respectivă Disney, a, a, de la Disney, da, avea și a, niște concerte altfel, unde era un mix de muzică cu piese de teatru cu actorii din serialul ei. Performance. performance. Complet, Asta e da. cuvânt, bravo. Performance. Și atunci am zis noi, hai să încercăm. Și Cătălin, care scria foarte bine piese, a scris și un scenariu, povestea unei fetițe ce suferea de amnezie și a pierdut părinți, trebuia să aibă un erou pozitiv și un erou negativ. Cam toate poveștile. Actorii de... eram eu și Erika Moldovan, colega mea, ea a jucat rolul directoarei de orfelinat, Baubaul din film, negativ, Fausta, iar eu trebuia să fiu salvatorul, polițistul Vlad care salvează fata. Era și perioada în care eu mergeam la sal, la gym, eram polițistul la perfect în care, pe care îl iubeau toți copiii. Și filmul noi nici noi n-am crezut că o să aibă așa un succes, S a ajuns la milioane de vizualizări Serianu, pe YouTube. Serialul. Primul episod mi se da, pare că avea mare acum 5 milioane de vizualizări. Sau 6 de... milioane de vizualizări. Dar Trend, Trend YouTube ne-a contactat Lora, a vrut și Lora să intre în proiect, a intrat Lora, După aia Liviu Teodorescu, Daniela Nane mai târziu în, în film. Am făcut două sezoane. Adrian Bravo, dar vreau să vă zic o chestie interesantă că a după cele două sezoane de serial am ajuns noi la concluzia, băi, hai să încercăm era platforma atunci cumva în trend, de-abia venea spre noi Netflix. Hai să facem un film de cinema luând povestea din serial care era atât de iubită de copii, să o rescrie Cătălin și să facem un film de lung metraj pe care să-l dăm în cinematografe și mm -hmm. ulterior după ce îl dăm în cinematograf să-l dăm la Netflix. Și am făcut Aribel și mâna destinului, o poveste inspirată din Lara în care au mai intrat pe lângă actorii din serial, Alina Iremia, Daniela Nane, Dima Trofim, repet, mix între telenovele, actori de teatru, influencer, cântăreți, cântăreți. dar prindeau la copii. Adică, noi am încercat să mm -hmm. ne asumăm că suntem pe nișaia. Și așa am făcut. Eu am fost manager de producție la Aribel și Mâna Destinului și actorul, profesorul, nu profesorul, polițistul Vlad și filmul a avut un real succes pentru că l-a luat, luat netflix și a fost pe Netflix vreo trei ani. Cred că atât a fost contractul cu Netflix-ul. El a, -a fost film. în cinematografie, dar n-a da. fost prima tentativă. Mi-aduc aminte că ați făcut, nu mai știu, la începutul da, da, da. sezonului 2. serialele sau ceva au de fost genul. în cinematograf. Hai da, a uh, fost la un eveniment la Cineplex, da, la, da, 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 la Cineplex. A Sa. O, o întreagă aminte, nebunie. Da. Deci mi-aduc aminte că am de avut niște... copii în deci, da. Efectiv, de-abia am intrat acolo. Când venea Michael Jackson în România. Da, da, deci a fost, eu nu știam, deci nu, nici, nu știam, de pentru că nu urmăream că eu în acea perioadă eram și prezentatorul concertelor Iulianei Beregoi prin țară noi când mai mergeam la concerte era o nebunie în toate orașele și dar ce făceam noi este că făceam acest performance Cătălin a păstrat anumite proiecte cu Iuliana, o să vă povestesc imediat, că după aia m-am apucat de serialul 6, dar vreau să vă spun că noi umpleam sala Palatului din București, 4-5 mii da, da. de s umplut de în continuare, da. Da, da. și s-a umplut și mai da. târziu, dar în perioada era performance, pentru că mixam nu doar concertele Iulianei, de exemplu și acum va fi iar concert, face 20 de ani. s au făcut concert la 19, la 18 ani, dar înainte când era și Lara în, în vogă, era performance în care intrau actorii, aveau replici din serial era sau din film. Adică făceați ce văzuseți da, la da, Hanna Montana. Da, era o nebunie. Și tot timpul spuneam că dacă copiii de la 3 la 7 ani sunt cu gașca Zurli, tot cei 6-7 ani până în 13-14 sunt cu noi. Și au fost cu noi. Adică aia era nișa noastră asumată, care noi eram extrem de confortabili. Pe și cred că și în continuare, în ziua de azi, nu, prea, nu se fac filme nu se fac pentru la... copii. Foarte, da, puține, foarte da. puține. Și de ce nu am mai continuat după Lara? Practic, Lara a fost ultimul din seria asta cu. după serial film. Povestea a fost în felul următor. S-au terminat două sezoane din Lara. Da. Am făcut filmul de cinema. Am lansat filmul de cinema. După care. Cătălin a ajuns la concluzia că ne oprim, era și foarte greu, obositor, nu era bugete, nu era ușor să faci un film. Noi îl făceam la Iași, îl filmam la Iași, dar era greu. Și am ajuns la concluzia că nu mai facem serialul. S-a scos cartea, sezonul 3, cartea, Lara, da? -o cumpăra copii, în, a fost nebunie la, la librării să se cumpere cartea. Uite, de asta nu știam. De da, da. Cartea, Lara, sezonul 3, ceva de genul ăsta. O mare nebunie, și cu evenimentul respectiv. Bun. Da, interesant, uite cum ați scuze că te întreb. Interesant Interlocut. cum ați plecat de la film invers. și ați ajuns la carte. Da, de da, 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 obicei da, da, nu se întâmplă invers. Eu cred că, din punctul meu de vedere, de multe ori așa trebuie să facem cu publicul. Câteodată Dan Negru este un exemplu, iar foarte bun. A început cu blondele, cu emisiuni de entertainment, te-ai dus după aia pe cultură. Deci poți și invers să da, uh, îi aduci pe oameni să înțeleagă uh, care este de fapt uh. Uh, esența. Bun, și uh, după carte, Cătălin ne-a anunțat că nu mai face filmul. Ok, el era la urmă ori totuși producător muzical în Principalul său job, eu eram actor și producător de televiziune. Și am zis că hai să iau eu hățurile să fac eu un film de data asta. O altă poveste intitulată 6, cu șase tot copii, tot online, <coughs> mergând pe ideea succesului Lara, dar total altă poveste. Mm -hmm. Bineînțeles, mai erau câțiva copii tot. De la mine de la școala de televiziune care lucraseră în Lara, care jucaseră în Lara, au jucat și în proiectul ăsta, era și normal, pentru că erau copii cu care eu lucram zi de zi, pentru că la ea și pe lângă deschis la distracție, mai aveam o emisiune prezentată în totalitate de copii. Se chema ghicește cine e și de data asta ei erau prezentatorii în emisiune. Eu eram doar producător, stăteam în spatele camerelor. Că de aia făceam eu școala de televiziune și finalitatea mm. era un rol în emisiune. Imagine săptămânală. Aveai și un capital de imagine luând copiii care au fost deja în Lara, da, îi recunoștea conta, lumea. Aveai o continuitate. Conta, sigur da. Că da, Și uh, am, am apucat de serialul 6. Cătălin, când am văzut că eu mă am de serialul 6, în momentul ăla s-a supărat, uh, i-am zis, frate, dar viața continuă, eu trebuie să-mi duc, nu pot să mă opresc, nu mai vrei să faci filmul ăsta. Aici s-a apucat, când am început eu filmările, la o ambiție, cred, s-a apucat să facă sezonul 3 din Lara și sezonul 4 din Lara, fără mine. Fără a, gab... deci a continuat fără. Da, dar a continuat. Deci, noi am început filmările, am anunțat lansarea, împreună cu Ciprian Iacob, regizorul Regizor. ce filmase și montase Lara, a continuat cu mine. Cătălin Dască spusese că nu se mai face Lara și s-a apucat cumva ca să, ca să continue și povestea, aia, pentru că, într-adevăr, avea și el, o, avea varianta lui, știi, și dreptatea lui, copiii. Întrebau, păi cum, nu se mai face Lara, dar se face șase, șase, e tot un fel de Lara. Și au apărut niște frustrări, probabil, la el, chiar dacă era o altă poveste. A continuat Lara, numai că ne-a scos nu ne-a dat o explicație, ne-a eliminat pe cei care făceam șase. Aia mi s-a părut mie o chestie. Au omorât personajele. Au omorât personajele, <laughs> da, dar nu oricum. A, pe mine m-a dezbrăcat în pielea goală și am fugit pe străzi într-o poveste în sezonul 3. Că întrebau copii și la un moment dat au fost două replici. Dar unde e, profe unde e polițistul Vlad? A nebunit, s-a dus la spitalul de nebun, l-a dezbr dezbrăcat în pielea goală. Adică a fost așa... Uh, Bine, n-a apărut acolo. Apărut, zi... da. Asta e, da. mă rog, Răzbunare gândesc. filmică. Da. Uh, important este că uh, șase Mergând mai departe pe drumul meu, a avut un succes, a fost în trend. În șase, pe lângă copiii uh, ce au jucat, deci povestea era: o fetiță era răpită de mafioți, șeful mafiei. Era Nero, personaj interpretat de Dan Negru, tatăl fetiței care pleca în căutarea fetiței era Tudor Parker, interpretat de Cătălin Moroșanu. Am făcut un mixt așa, ne, ne gândeam la Arnold Schwarzenegger și la filmele lui din America, din Luptătorul, da? da? Noi nu avusesem până la șase un luptător care să joace într-un film sau serial românesc așa cu un rol impozant. Și atunci Cătălin da, Moroșanu alegere, da. era chiar interesant, ne-a ajutat mult la promovare, a fost foarte fain. După care am mai presărat, așa, serialul 6 cu anumiți cu roluri episodice cheie. Mario Fresh. Mario Fresh, Lino Golden, Golden. Bibi, Antonio Pican. L-am adus pe un băiat din Republica Moldova să-l sărciuiți pe net, Emilian Crețu, e foarte cunoscut în Republica Moldova, el interpretează și un travesti acolo, Dora Show, și face o mulțime și e un actor bun la teatru din Chișinău A jucat și el, au fost foarte mulți influenceri. Mircea Iremia, fratele Alinei Iremia, în proiectul nostru. Și a făcut și asta niște milioane de. Absolut. Da. Cezara Cristescu, care era de la școala de televiziune, toată gașca de la școala de televiziune, de altfel. Au fost două sezoane Iariz de Pavel, șase. Pavel, care și el cântă. Au fost două sezoane două de sezoane. șase, au ajuns. Șase a ajuns până pe locul șase în top trending YouTube. Dar normal, dacă e șase, nu se da. mai sus. Clar. Bine. Când te uiți în top YouTube, te durea așa ficatul sau vrogland pentru că era țanca Uraganu, erau mulți, dar eram și noi, care măcar eram spre o altă zonă. Vedeai la ce se uită românii, dar mai vedeai și altceva. Știi cum e cu topul YouTube? Nu existam noi a... atunci, că altfel ne am fi fost noi da, de primul Corect, așa este. Și a fost un proiect frumos, a fost un proiect două sezoane, după două sezoane de șase, mergând pe exemplul serialul Lara și filmul de cinema Aribel și Mâna Destinului, am spus să facem și noi o poveste ca în universul Marvel, știi? Uh -huh. A unui personaj, Ați extins. Un, un personaj negativ, uh, uh, un spion din serial, interpretat de Maria Chirinciuc, colega mea cu care eu acum fac toate proiectele, uh, interpreta rolul Masha și am să dezvoltăm, să facem povestea Mașii. Mașa și cele șase umbre ca să ne legăm de serial, dar poveste o continuare de la serial, cu actori din serial, cu influenceri. L-am luat pe băiatul din serialul Lara, Mihai Ungureanu cel interpretat pe Hugo, era, deci era Iuliana Beregoi și era băiatul care și el are o mulțime de influenceri și uh, o mulțime de urmăritori. Și de această dată, pentru că trebuia să mă întorc la prima mea dragoste teatru, am vrut să fie mult mai profi filmul. Și împreună cu Maria Chirinciuc am ajuns la concluzia că vrem să facem un, un film cu adevărat profesionist, aducând actori profesioniști. Aici, unul din rolurile principale e interpretat de Maia Morgenstern, mm -hmm. Constantin Pușcașu, îl vedeți în Brâncoveanu, un film lansat recent și chiar a fost și în Horia, Bravo. foarte bun film. Da. Um, Doru Aftanasiu, Irina, uh, Irina Codreanul, Radu sunt în spate din acolo. O să, o să da. aici. Uh, tot cu Ciprian Iacob am făcut proiectul acesta, cu care eu lucrez foarte bine pentru că este pe partea tehnică din punctul meu de vedere cel mai eficient uh, producători din zona mea, uh -huh. mi este și ușor, că filmez la ea, și am toate locațiile când am nevoie, nu știu, de o barcă, de un avion, de o mașină, de o locație, de o casă, le găsesc mai ușor. Faceți și micia bravo în Cluj. Corect, corect, corect. Mai simplu, e locale, fel, da, la fel, la au ajuns da. la concluzia că da, trebuie, trebuie să le facă profi. Da, și costurile sunt mult mai mici. Da, 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 da. Mă uit pe afișa acolo și mi-a atras atenția o chestie. Eu Am căzut că bă, voi sunteți regizor și scrie un film de Maria Kirinciuc, Vlad Baba, iar mai jos scrie regizorul. Care e diferența în general când se spune un film de este regizat de, practic voi ați produs filmul sau e conceptul e vostru un și concept. atunci e a fost această așa denumire un, generică? Un mixt, pentru că filmul este uh, scris de Maria și scenariul ei, da, gândit de mine, dezvoltat de mine consiliindu-mă de fiecare dată cu Maria, cu Mașa și cu Ciprian Iacov, iar tot ce înseamnă partea tehnică, filmatul, montatul, este, este opera lui Ciprian Iacov. Un efort comun. Și e un efort comun, adică nu e, nu știu, la Iura, Iura centrează, el dă cu capul de multe ori. La Sergiu Nicolescu știm toți. Da, nu știam diferența un... de obicei la un film de, este un film regizat de. Corect, numai că aici o colaborare și pe partea, nu știu, de regie artistică să spunem, că regia tehnică... Direcția da, filmului. Direct, da, de direcția filmului. Și atunci este un efort comun. Filmul intră în cinematografe din 7 iunie, da. adică din acest weekend, dacă nu exact, mă înșel, exact, dar... Da. Dar... El s-a lansat mai de mult nu? Da. da uh, el s-a lansat uh, într-o avant-premieră la seriile filmului românesc la Iași, în 2023. În ianuarie 2024, în cinematografele din Republica Moldova... Aha, va fi acolo. Da, va fi și la un important post, cred că cel mai important post de televiziune din Moldova va fi va fi difuzat acum în, în Republica Moldova și în România îl lansăm practic în acest weekend. Prin Happy Cinema. Prin Happy Cinema, putem dar să spunem pe ce post din Moldova că am văzut uh, că se uite și oamenii din Moldova. La noi. Sigur că da, sigur, pe Publica TV. Ha, publica, da. De deci ce așa târziu în cinematografe? Adică practic uh. după un an sau Și de ce da. nu întâi în România? Sau da, n-ați vrut așa, de la început sau Așa a fost sau... Atunci, conceptul să... Noi l-am lansat în acea van premieră la seriile filmului românesc. Am avut oferta și discuția cu Republica Moldova, ne-am focusat acolo. Eu actualmente mai sunt și cu un alt business, dezvolt un mare concept de edutainment și un complex pentru întreaga familie în Iași. O să deschidem ceva poate ne povestești un pic la sfârșit. frumos, cu drag. Da. Și ăla e cumva primul meu job și am tot așteptat o perioadă Potrivită să lansăm filmul în România. Ne-am decis că ar fi acum final de an numai bine copiii, înainte să intre în vacanță ar fi momentul perfect să-l vadă în cinematograf ca după aia de ce nu să mergem către o mare platformă. Da, clar. Ei, hai nu? să povestim un pic despre mașa, văd că tot Vlad te cheamă. Da, Revi profesorul la... Vlad. Da. <laughs> uh, profesor... Nu mai ești polițist, <laughs> ești profesor da, și da, te da, cheamă da, tot da, Vlad. Da a fost așa un artificiu pentru că mă recunoșteau, e îmbrăcat, mă recunoșteau din copii. La la ce, <laughs> după ce ai ieșit de la psihiatrie, ce puteai să te faci decât profesor. Da, da. Isoșcel, noul Isoșcel. Corect. Povestea Mașa și cele șase umbre este de fapt povestea unui băiat, Nicolai, ce trece așa printr-o perioadă în care nu este înțeles la școală, se pune accentul pe bullying pentru că este la modă, este marginalizat de colegi. Deci atași subiectul ăsta, da, care e destul da, de dureros. E destul de dureros, e destul de puțin. Um, discutat da, Nu în prea, filme. nu cred că am mai. L-a abordat nimeni într-un film românesc. N-a mai fost abordat, mai ales da. în zona aceasta de, de copii. E o reală și... problemă. Așa este. Da, e Eu o reală am văzut-o la foarte mulți copii cu care am lucrat până acum. Și uh, în proiect uh, Nicolai este adoptat de o familie de mafioți sub acoperire <laughs> care și ei uh, se comportă foarte urât cu el acasă, la școală este marginalizat, Mașa, mafioata din serialul 6 nu știe că de fapt acesta este copilul lui, vedem de-abia la finalul filmului că i-a fost luat copilul la naștere de șefa supremă a mafiei, din mafioți în mafioți șefa supremă a mafiei Ivana, interpretată de Maia Morgester. Și atunci da. că nu putea să fie decât șefa supremă. Da, e o poveste frumoasă. Bine, noi am mai avut un șef al mafiei în serial, da, negru. Și atunci da, bon, ne-am da. ne dus așa către... Dar cum i-ați... E o întrebare stupidă, poate, dar cum i-ați convins și pe Dan Negru și Maia Morgenstern? Pentru că Dan Negru nu cred că s-a mai băgat în alte proiecte Asta e faza, de mai, iar Maia Morgenstern știu că și alege foarte... E foarte, e, e foarte selectivă în a-și alege proiectele. Le-am povestit visul nostru, ca să spun foarte sincer, și că suntem tineri din Iași, ne dorim să Not facem. <laughs> ne dorim să facem filme la nivel național, de ce nu chiar internațional. Mm -hmm. Să ducem poveștile astea și credem în ele mm -hmm. și s-au alăturat a fost o mare bucurie în fiecare etapă, când a zis Dan ba că ben. intră în serial, când a zis Maia că intră în filmul de lungmetraj și chiar pentru noi a fost o experiență extraordinară bine, două abordări total diferite. Dan fiind om de televiziune, Maia Morgenstern fiind actriță profesionistă. Am învățat foarte multe în această colaborare cu doamna Maia. Asta vă să te întreb. Da. Cum, cum a, a fost, fost experiența o... unui tânăr actoraș, ca să zic așa, sau da. care visa să ajungă la șase ani actor cu monstra sacră, ca să zic. Cu mama lui Isus, până da. Mama lui Isus, clar. Corect. Am înțeles încă o dată că numai cu foarte multă muncă și seriozitate poți să ajungi să ai mare succes, ceea ce vă povestea Denis. Vezi că, uite, Denis a mers pe, pe drumul ăsta a mm. perseverenței, a seriozității pe care eu îl văzusem și auzisem de această muncă tiranică și titanică de la Florin Mircea, regretatul actor din Iași, ce se trezea dimineața la 5-6 și el își făcea în fiecare zi uh, dicție, uh, exercițiile, tot. Uh, doamna Maia era foarte, foarte strictă, dar ne-a plăcut foarte mult. Adică ne-am simțit foarte bine să lucrăm uh, dumnea Și uh, am tras în câteva zile cu doamna Maia tot, adică a fost wow. Câte zile au, ne -au durat filmările? Filmările pentru, pentru film au durat, cred că, trei luni. O, trei luni? Un de da. mult! v-ați bălăgit? Da, de ce? Pentru că nu filmam noi chiar zi lumină. A. Mai luam pauze, știi? Mai aveam 3-4 zile, după mai aveam 3-4 zile pauză. Să spunem, într-un interval de 3 luni, poate adunată o, o lună jumătate. Dar într-un interval de 3 luni. Ceea ce oricum e mult da, pentru că pentru tot, un film independent, da, 30 de zile, 18 pe zile, 20 de zile în general. O să, o să, o să vedeți, e destul de complex așa cu, multe, cu multă acțiune, cu multe secvențe interesante. E și așa o lecție pentru tânăra generație. E și un mix de musical mai sunt... Aveți muzică. În film. Avem muzică în film avem pe Ruxit, care acum e în trend, așa, pe zona aceasta de influenceri, mm -hmm. Ruxandra tumulese și ea, ea cântă, o avem pe Celina Enea din, din șase și din, din filmul Odată pentru totdeauna cu Smiley, mm -hmm. Regizorul Iura Lucașu. Lucașu e o bucurie. Soția mea, Gabriela, este în proiect, da, a fost alături da, de mine. A face de familie. Da. da. E o, o poveste frumoasă și n-aș fi reușit să fac filmul de cinema, pentru că nu l-am făcut singur, deci e important să spun asta, fără Maria Chirinciuc, fără Mașa, care a fost o flacără, cum spune Emil Coșeru. Mașa asta e o flacără! Nu știu cum reușește fata asta! Așa vorbește domnul Coșeru. Ce-a jucat și el, Emil Coșeru, profesorul Olimpiei Melinte, a lui Marius Manole, profesorul de la Institutul din Iași, da? un actor foarte bun, ce a jucat în filmele lui Mungiu. Uh, a fost o bucurie că am, am, am lucrat cu mulți actori profesioniști și am lucrat cu mulți actori profesioniști din Teatrul din Iași. Nu mulți au avut ocazia să joace în filme, știi? Și pentru da. ei am simțit că e o bucurie că facem asta. În general, da. e problema asta că în țară, în teatre, sunt foarte, foarte mulți actori talentați care nu ajung să fie cunoscuți Așa pentru exact. că nu apucă filme. Că... Da. Și, uh, în general am încercat și eu și Mircea Bravo la Cluj, cum ați spus și voi, să mai deviem din mentalitatea aia că totul e la București, toată ora exactă se dă la București, cu toate că, să fim serioși, se dă la București. Dar, dacă ne uităm în Italia, marile televiziuni nu sunt în Roma, sunt în Milano. Dacă ne uităm în... Iar că te în locale, cum ar veni. Da, sunt... În, uite, Madrid are televiziuni mari, dar și Barcelona are televiziuni foarte mari. La fel în Franța, Verișoara mea e în Lyon, căsătorită cu un francez. Am vizitat de multe ori lyon au niște televiziuni foarte faine și nu totul e din Paris. Neapărat. Dar v-ați gândit la o colaborare de-astea între, nu știu, Mircea Bravo, Iura Luncașu, voi ați... Cu Iura Luncașu am discutat da? și tot plănuim așa, dar trebuie să ne găsim timp să unim proiectele. Iura a și început un, un proiect copii. Chiar și cu Vidra, pentru că și ei sunt pe cu da, partea da, asta da, de comercială. Da, uite, făs. Iura a început sus, o chestie da. cu copii, a făcut și un film, Complotul Bonelor, da. care acum e și pe Netflix, a fost da, în grafe, <coughs> exact, e cu Ana Maria Prodan, au jucat foarte mulți copii în proiectul lui, apropo de modelul mm -hmm. nostru, mm -hmm. și ne gândim să facem așa o academie da, și share experience. E așa Cluj. Și eu, Academia, da, 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 el a mutat la Cluj. A părăsit Iașul, iată. Băi, cum cumva el l-a -a părăsit da. și nu l-a părăsit niciodată, pentru că el, Iura, se mutase din Iași după studenția, a rămas cu prietenii din Iași, cu sabdarul, cu uh -huh. ghilaș eu și ceilalți, dar el se mutase în București cu telenovelele. Da, 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 ne-a cu... da, da, povestit. Și, da, și episodul povestit. cu Iura Lâncaș, da, și este disponibil și, și, vă vă. și vă punem linkuri acolo la descriere. A, să așa, ce mereu și uităm. Și așa. am învățat A, multe da. din discuțiile Mutez cu aici. prietenul meu mai mare, Iura. Adică, clar, m-a ajutat foarte mult cu sfaturi și ne-a fost alături. Ai să peste un film multe din 2023, Frica. Da. Frica e o chestie de suflet făcută de noi. E un experiment deci în acest film sunt copii noi și actori din Iași, fără influențări cunoscuți, mm -hmm. dar a fost un experiment pentru că scenariul pe care l-am creat împreună cu Andreea Uslinger a fost unul foarte interesant. Copiii au frici și toți copiii au diverse frici. Avem nu? Și noi, nu și numai noi cu avem. Și noi avem. Exact, oamenii au frici. Frica de întuneric, frica de insecte, frica de monștri, frica de singurătate, de anxietate. În filmul ăsta le-am arătat tot un mesaj: că prima superputere din lume este puterea de a-ți învinge frica. Și dacă tu reușești să faci asta, ești cel mai realizat. E uh. ficțiune? Da, e ficțiune, e cu magie, un mix între Harry Potter și Lord of the Rings. Eu sunt argentin, un magician, mai avem acolo tot o directoare de orfelinat, o gașcă de copii ajunge la orfelinat, sunt împărțiți pe grupe cu fricile lor, evadează, sunt căutați de un personaj negativ, Solomonaru, baubaul filmului, și într-un final sunt salvați de magician, de argentin, care inițial au crezut că e un personaj negativ, dar de fapt cerșetorul și uh, magicianul argentin i-a ajutat, Hegridul din Harry Potter, <laughs> da? i-a ajutat să, să, treacă peste obstacole și să-și cunoască prima superputere. A fost o poveste frumoasă. De, de ce să apară orfelinatul în filmele tale? Întotdeauna am vrut să le arăt copilul care am lucrat ce înseamnă și greu marea lor majoritate provin din familii care își permit, care, nu? În general, când suntem o familie medie și dăm la cursuri de actorie, de pian, de dans, de teatru, de film, părinții noștri își permit și poate nu știu ce e greu și de multe ori exemplul ăsta este pentru ei să-și dea seama că sunt niște norocoși și că de fapt, un orfelinat nu e o chestie chiar... E un fel de bau-bau, apropo mm. de frica da. Da, da. Dar bine, acolo de fapt e un, în frica e un internat la marginea unei păduri. Am găsit o locație foarte faină lângă Iași, la vreo 20 de kilometri, o casă a vânătorilor hmm? și um, hmm. în pădure... Și când Dar nu cobori, a vânătorilor de copii. Nu a vânătorilor de copii, <laughs> Și când cobor din acea pensiune, ajunge la niște copaci foarte frumoși, ca în, spectaculoși, așa ca în Harry Potter. Și atunci am zis că Arâta viu ne ajută, ajută arăta de foarte de bine. bine. Da, da, da. Mai, mai lucrăm acum la, la un proiect, tot în genul acesta, tip experiment, cu copii, un tip serial dar în toamnă mai multe despre, despre proiectul da. ăsta. Cu Ciprian Iacob cu băiatul cu care am, am făcut Lara și șase. Regizor. Poate Regizor, fi văzut da. frica pe undeva? Este online? Da, noi l-am pus în perioada acelui experiment. Este în online, este în YouTube da, și a fost și în cinematografie în zona noastră. Aha, Iași, da, Ceaua, Dorohoi. Dorohoin. Deci, practic, acolo. Am toate proiectele în afară de Mașa sunt în online. Da, Famenii da. Pot vedea. Mașa va fi în online după lansarea după din cinematografe, bineînțeles, la un moment dat, dar nu știm sub ce formă în online. Poate și asta ne dorim să fie pe o platformă celebră. Să Netflix, vedem. da. Sau să ne vedem. Sky Showtime, Disney, că sunt doar 3, 4. Da, și, Max. și cu maxul, 4. Corect, corect. Disney nu prea ia, ia filme românești. Păi, mă gândesc că e și mai pe targetul lor, pentru că păi sunt da. cu da. animații... Au fost ușor inabordabili, de... dar noi tot încercăm. Și... O să... Da. să Și și filme române. Puneai de un alt proiect în care ești implicat tot în zona copiilor. Da, asta e lumea unde mă simt eu cel mai confortabil. Creăm în ea și un complex de edutainment, educație prin distracție, prin entertainment, unde copiii iau rolul oamenilor mari. Uh, un complex de peste 10.000 de metri pătrați în centrul Iașului, o investiție privată, o investiție... Unde mai e loc în centrul Iașului? Că e palasul și gata. mai o e loc în centru, e undeva, s-a deschis și un magazin de jucării, celebru Jumbo, e deschis da? în Iași, chiar central, la 5 minute pietonal de palas, e într-o zonă industrială, bine, dar e cum să spun, e industrială prin natura ei, dar ea e centrală și e la 5 minute pietonal de palas, e o fostă zonă industrială, uh -huh. de fapt. Fostă fabrică Da, da, da. Fostul Iași Text. Acum se face și un complex foarte mare, cred că cel mai mare din România, de clădiri, de birouri și apartamente acolo lângă noi, sunt vecinii noștri, e și magazinul de jucării și noi pe 10.000 de metri pătrați facem un proiect într-o reconversie, un retrofitting, facem un complex pentru întreaga familie, Wonder City, un proiect pe care, care așa o să, cheme? Ne, așa o să se cheme, ne dorim să lansăm la începutul anului 2025 pe sistemul în care copiii și aleg un rol. Da, ei pot fi polițiști, pot fi pompieri, pot fi doctori, uh, intrând într-un orășel indoor, uh, unde își testează aceste meserii, uh, au de-a face cu bani într-un sistem de joacă tip Monopoly banii, wonder money, mm -hmm. și când rămân fără bani în orășelul respectiv, orășelul având și atracții și activități și meserii, trebuie să se angajeze la diverse în viața reală. meserii, să câștige bani, ca în viața Am reală. Un bun, da, pentru un concept reală. foarte fain, noi l-am văzut, uh, sunt complexe de genul acesta în America, sunt în Europa, celebre. deci practic nu este o franciză, e creat nu. de la zero, 100%, da, este 100 românesc. un, un proiect uh, creat de la zero, pe mai multe divizii avem și o zonă de drift karting indoor, singurul circuit asta de Asta activitățile alea da. unde trebuie să bani. Uh, da. Uh... Pe care trebuie să și le plătească singur. Da, probabil. asta Mâncini. trebuie să și după ce muncesc, exact. Uh, drift karting indoor, cred că este singurul circuit, că mai sunt câteva circuite de karting, dar de viteză, uh -huh. în România, în București, în Cluj, al nostru va fi de drift karting, suprafață semiaderentă, driftul e spectaculos. Cel că este... a fost făcut de cineva care a făcut Da, da e un francez care a făcut chestia asta la nivel foarte mare în toată lumea, el a creat inclusiv uh, un circuit în Abu Dhabi la Ferrari World. Ei, fix echipa ce-a creat aceste circuite în lume îl face pe al nostru. O zonă de sport area unde copiii își pot alege un sport. Am mers pe principiul ăsta pentru că astăzi știm foarte bine că nu mai știi ca părinte spre ce sport să-l îndrumi. Și sportul înseamnă sănătate, mișcare. O zonă cu piscine pentru copii. Apropo că nu în Iași nu sunt. Mm -hmm. Da, nu avem un aqua park sau ceva de uh -huh. genul acesta și uh, orășelul indoor unde copiii au rolul oamenilor mari. A început construcția? Da, e, e un retrofitting, o readaptare a unor clădiri existente. A, există clădirile. Da, clădirile, clădirile există, Proiecte noi ne pregătim, știofale, da, ne da, pregătim da, da, da. să deschidem proiectul ăsta. De ce va fi gata și de repede, cum am da, 2025? Da, 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 nu, da, 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 6 luni. Lucrăm la el de un an și jumătate, deci. Ah, un ok. an și jumătate când eu am spus this is enough cu instituții publice, cu școala de artă, unde am fost director vreo doi ani, cu, implicit cu politica. Am păi, zis pauză. Da, bă, chiar vorbeam bă, înainte de emisiune că am găsit o grămadă de articole pe tema asta și știu că nu ești foarte mulțumit de cum arată lucrurile și nici de zis... faptul că te-ai băgat în chestia asta. Da, da. Cred că ce-am spus acum vreo 20 de minute, detașarea aia 666 este, mm. cred că, tot ce aș putea să zic. 666 o scriu în cartea vieții și da. că e unul dintre regretele. Da, de cred de că ta. e cel mai mare regret al meu pentru că am acceptat în momentul ăla să intru în politică și inevitabil. E o vorbă românească astea, care da? reflectă foarte bine asta când te bagi în <laughs> troacă, te mănâncă porcii, practic. Dacă nu învățăm din greșeli, cum să facem? Trebuie să învățăm la un moment dat. E bine să învățăm de la alții, e mai greu când învățăm de la noi, dar așa a fost să fie, un regret. Iar să mergem mai departe. Da, da. Și ușor oricum nu iese nimic veneam la voi și pe trecerea de pietoni că am parcat puțin mai departe traversam cu un, un preot și zic, părinte, zi -mi și mie te rog, de ce sunt oamenii așa de răi, de ce se învrășbesc ei, caută și uh, mi-a zis o chestie foarte faină, mi-am și notat că uh, mi-a zis o chestie, s-a întâmplat chiar înainte să ajung la voi și zice, iubirea de sine, fiule ne face să vrem mult pentru noi fără să ne gândim la ceilalți M-a lăsat, așa, știi, pe gânduri că de foarte multe ori vrem să facem mai, mai mult decât orice. Poate e mai bine să. De ce întâlnire ai tu, așa, pe stradă, da, pe da, acum cu. cu 10 minute înainte să vin la voi. Și a fost așa o chestie de. Uh, care m-a marcat, Am zis o punctez. că suntem o nație destul de egoistă. Da, da. Ar fi bine să ne gândim și la, și la ceilalți. Eu, de multe ori, am făcut uh, lucruri frumoase. Uite și la Mașa și cele șase umbre. Uh, pe 6 iunie da, au fost la avantpremiera pe care am avut-o la Herăstrău, la m, cinematograful din parcul Herăstrău, la da, da, teatrul 6. de tot vară, toți da. tot șase, da. n-a fost întâmplător, au fost zeci de copii. cum a fost reacția? S-au E o bucurie, îți dai că... seama că și văd și vedete din, din, pe care din, îi văd pe online din serial, și din TikTok da, și peste da, tot. Da, da, și oricum, întotdeauna, uite, de la Doi ani de când m-am oprit cu serialul 6, îmi scriu 10, poate sute de copii. Când mai faci? Vrem să vă mai vedem. Comentează și astăzi. Le-a plăcut pentru Și ei. când mai faci? momentan ne bucurăm de Mașa și cele șase umbre. Este un proiect nou, da, pe care îl lansăm și după aia un Wonder City și o mai vedea. Faceți uh, și cinema la Wonder City acolo? Am, sau am ceva unde copiii asta. să învețe da, să fie da, actori. Da, ne dorim, da, o academie de, de film și teatru, Da, vom face o zonă Artistică în cadrul proiectului, și dacă vom extinde la un moment dat proiectul, cu mare drag, și un cinematograf, de ce nu ar fi, ar fi frumos? Unde copii să fie proiecționiști, să fie plazatoare, să fie. Da. Ne bucurăm de întâlnirea cu tine, îți urăm multă baftă, văd că ai proiecte interesante Energia pe viitor, energie da, ai. mulțumesc și eu. Mașa și cele șase umbre intră în cinematografe de, Hai. din acest weekend, da, din 7 iunie. Merge să-l vedeți cu copii de preferat, pentru că pentru Nu, voi acum vorbeai este... cu copii, să-și ia și <laughs> da, părinții, da, poate. Da, 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 e un film pentru invers. toată familia și ar fi, ar fi păcat să nu, să nu vină și și părinții să-l vadă, pentru că e o lecție la urma urmei. Aveți ceva gale în perioada următoare? Putem anunța ceva? Păi aveți? nu, am avut două ieri. Da? Am avut la Hollywood Multiplex la București Mall da? și la Teatrul de Vară din Herăstrău. Acum filmul intră în cinematografie, așteptăm invitații de la ei dacă va mai fi cazul printr-un oraș să mergem ah, în prezența orice, faceți echipei. Faceți o caravană ceva da, acum. Deci nu aveți nimic stabilit. Nu, a fost Bucureștiul ieri, dar de astăzi, vineri, e 7 iunie, în da, cinematografele da, 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 din, okay. din România și ne bucurăm de, de vibe-ul ăsta. Ne scrie lumea, e o chestie frumoasă. Da. Mulțumim! Mulțumim. Baftă. Sper să ne auzim cu bine. Când venim pe la Iași, te căutăm. Vă rog, Poate venim să, mei, să câștigăm și da? noi bani la Wonder City, Hai, acolo veniți, la veniți cu bani virtuale, evident, nu... Și de ce nu să ne și dăm în, în carturi. Pe da, drift, aia, cartic, da. să vedem care e cel mai bun. Da. Bun, avem pire la conducere. Deci... Avem și carturi de <laughs> da, două persoane. Deci... Ca să... Câte unul da, 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 exact, da, exact. pentru <laughs> mai mai Da, 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 exact. A fost da, elegant. Timp, da, sigur, de, nu, nu mă caracterizează eleganța, în schimb mă caracterizează ținerea de minte că săptămâna viitoare avem un nou episod de Cinefan Podcast, că ne găsiți pe Facebook și pe Instagram și pe TikTok și pe toate alea, că ați putea să dați subscribe, abonare la canal nostru, ați putea să dați câte un share, să lăsați câte un coment cu ce v-a plăcut, cu ce nu v-a plăcut. Vă așteptăm și săptămâna viitoare cu un nou invitat, nu-i așa, bă, aici la cineva în podcast. La ad baba! Din nou la ad baba, dăm în reloare dacă n-ați apucat să vedeți ediția asta, ca așa Delic era la sangal. televizor. Nu, da, eu cred că poți să, să spun exact tot. Tot lucru. Tot. A, tu să nu uiți să, pe toți pe care ai pomenit, să-i da. să dea un share la episodul claro, ăsta, ca să obligatoriu, avem vreo 2 milioane de, de vizionare. Să fim în Top, YouTube. În trending. Să, să depășim șase și da. mașa și tot. Să rupem tot. Să depășim pe Iliana Beregoi. Iuliana Beregoi. La Asta acolo. e greu. Ne auzim săptămâna viitoare. Da. Să vedeți numai filme bune. Pa! Așa se face. Gata! Dubla 2! Am avut noroc de o familie în care cultura era pusă pe un prim plan, așa. și mergeam și la filarmonică, mergeam și la teatru. Prima oară a fost la 6 ani, când m-a dus maica mea la Harapal, la Luceafăru, în Iași, și am întrebat-o dacă oamenii ăștia câștigă bani, că nu mi se părea foarte corect. <laughs> Și mi-a zis că da și atunci a fost pentru prima oară, cred, când m-am gândit să fiu actor. Am zis, băi, asta vreau să fac și eu. Se pare că nu m-am gândit foarte mult din moment ce sunt în punctul ăsta, dar, dar știam că din ceva trebuie să câștig ca să pot să-mi cumpăr o pâine măcar. Au fost ani în care chiar nu am avut premiere, am făcut inclusiv producție de film câțiva ani de zile, de la reclame la filme, am făcut filme cu Segal, am lucrat în producție, am simțit nevoia cumva să nu pierd legătura cu actoria și am zis nu, nu, nu o să mă oprească nimic niciodată. Cred că e singura constantă din viața mea a fost actoria.